Este o pianistă talentată, model și, deși este micuță, are deja propria linie vestimentară. Talentul se moștenește din familie, căci și mama ei este o prezență superbă ce a cucerit podiumurile de modă internaționale și a ținut să investească totul în educația fiicei sale. Le spun bun venit Cătălinei Năstase și Alexandrei Mazăre. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit noi! Bine v-am găsit! Vai, dar ce frumoase sunteți, Doamne Dumnezeule! Sunteți minunate, de-abia aștept să povestim mai multe, uite, despre pasiunile voastre, despre cum îmbinați tot ceea ce faceți acolo, pe podiumurile de modă, cu muzică, cu tot arsenalul. Ia să vedem, Cătălina, vreau să te întreb așa, dacă asta mică te-a moștenit întru totul. Nu, și aș spune eu că mă depășește. Te-a și depășit. Da, de obicei, nu? Copiii depășesc părinți. Așa este, într-adevăr. Cel puțin așa e și firesc. Așa este, într-adevăr. Ia să te întreb, draga mea, când ai început tu să defilezi pe podiumul? Eu am început să defilez de la vârsta de 3 ani, când am pășit prima oară pe podium. Așa. În Mamaia, în cadrul evenimentului Fashion TV. Și cum te-ai simțit tu acolo la 3 anișori? Mai ții minte ce emoții aveai? Sincer, eram mică, dar cred că eram foarte entuziasmată și fericită pentru că atunci chiar am fost câștigătoarea unui premiu foarte mare, Mini Miss Turism. Ce drăguț! Și ai defilat așa frumos într-o rochiță de prințesă? Cum s-a întâmplat, da? Da, da. Da? Povestește-mi tu cum a fost. Eu, sincer, am avut emoții foarte mari pentru că scena era încadrată de o piscină, un fel de piscină, în Mamaia. Da. Și ea abia dacă învățase să meargă, cu atât mai puțin să meargă pe un podium care și alunecă. Ce este, și am avut așa mari emoții. Asta a fost în primul an. În al doilea an a participat din nou, iar eu am și prezentat evenimentul, festivalul. Da. Și, bineînțeles, emoțiile au fost cu atât mai mari. Normal. Dar uite, ce-ți place ție cel mai mult atunci când te afli pe un podium? Cum te simți tu acolo? Mă simt foarte tensionată sau emoționată, dar că este acea bucurie că vezi cum oamenii te aplaudă, când vezi foarte multe camere de filmat, ești foarte bucuroasă și te simți chiar ca un model real sau dacă ai experiență tot așa, ești foarte bucuros, tensionat, emoționat, depinde. Și trebuie să transmiți, nu, tot felul de lucruri atunci când prezinți prin atitudine, prin zâmbet, prin privire, mai ales, nu? Dacă prezinți hainele unui designer, trebuie să arăți că ți-e place ce porți, ca să poți să îl ajuți să-i faci promovare. Uite, mai cum știi toate insiderile din domeniu, incredibilă este. Ai ajutat-o, uite, o ajuți cu sfaturi în domeniu, vine, te întreabă, e curioasă. Da, dar sincer nu prea mă ascultă pe mine în general. Normal, mi se pare și normal. Așa cum se și întâmplă. În general ascultă mai degrabă sfaturile altora, chiar dacă sunt aceleași. Dar... De ce mă asculți mai pe mană? Nu, în privința asta. În general, da. Alexandra, în general e ascultătoare, da. Și, da, este un copil foarte bun. Vreau să povestim și despre pasiunile tale, uite, despre pian. De când ai început să cânți la pian? Eu cânt la pian de la 4 ani. Sunt printre primii elevi ai profesoarei mele, urmez cursurile cu Ayla Khalil, care acum și-a deschis un atelier de artă în Constanța. Și ce ți-a plăcut ție cel mai mult la acest instrument? Uite, puteai să alegi orice altceva. De ce ai vrut pian? Pianul mă calmează și mi se pare o terapie foarte bună pentru suflet. Și îmi place foarte mult instrumentul acesta, să mai zic că este ceva din moștrămoș la noi în familie, cam toată lumea ascultă acest instrument. Oh, și presupun că și eu am și încercat să mai cânte sau tu ești singura care știe, nu, să cânte? Nu, sunt prima. Tu ești prima care a și făcut acest pas, numai că e frumoasă de pică, dar este și foarte deșteaptă și are o profunzime așa în gândire. Da, în da. Așa este. Este un copil matur, dacă aș putea spune. Bine. Măi, câți ani ai tu, măi? Am 10 ani. Ai 10 ani și să gândești așa la 10 ani? Incredibil. Da, aproape 11, urmează să împlinească 11 ani. Dar da, este un copil matur, cum am spus. Moștenește asta de la mine, de la tatăl. Iar la pian ce-ți place cel mai mult să cânți? Ai așa partituri preferate sau compozitori preferați? Sau cânți de toate? După stare, după chef? Nu, trebuie să înveți să cânți fiecare stil de muzică, pentru că au fost diferite etape. A fost de romantism sau alte stiluri. Trebuie să înveți să cânti orice piesă de la un compozitor, pentru că fiecare compozitor are tehnica lui și
pe un compozitor poți să lucrezi tehnica, pe alta poți să, pe alt compozitor poți să înveți, pe exemplu, interpretarea. Exact, da. Și este important să cânți din toate piesele, toate genurile, toate stilurile, pentru că înveți din fiecare câte ceva. Și în afară de modeling și de pian, ce alte pasiuni mai ai? Ce-ți mai place să faci? Eu mai cânt. Așa, cu vocea, da? Da, cu vocea. Bun. Am cântat și voce pian. Da. Urmez cursurile de canto cu Constanța, cu Diana Băbușanu și în București cu Ozana Barabancea. Mai place să desenez, să pictez. Nu fac cursuri pentru asta, dar mă calmează și îmi place foarte mult să pictez. Deci ești o mică artistă, ce să mai uite, te-ai dus în toate zonele acestea. Cu siguranță o să fii peste ani și ani, eu așa te văd, nu? Pe o scenă, undeva, într-un concert. Asta nu, eu îmi doresc să... Nu vrei asta? Nu, îmi doresc să devin un avocat. Ei, nu te cred. Ba da. Păi și ce faci cu toate aceste daruri? Acestea vor fi pasiunile mele. Am înțeles și o să îți faci în continuare timp pentru ele, dar tu vrei să pledezi acolo, vrei să fii acolo în tribunal, la judecătorie, da? Acolo, da? Să ai procese pe, da? Măi, de unde e pasiunea asta cu avocatura? Probabil că ceva... Ai de spirit justițiar. Am prins-o, da. Către calea asta. Uite, vreau să te întreb. E încă de vreme. Cum îi ajută pe cei mici cursurile de modeling? Și vreau să-mi vorbești și din experiența ta. Cum te modelează? Cum te ajută în viață? Bine, acum aceste cursuri sunt mult mai dezvoltate față de ceea ce am prins eu în tinerețe. Dar... pe lângă cursurile de modeling, că și până la urmă știți cum e, orice fetiță, băiețel știe să pășească cumva, are carismă, ei sunt frumoși oricum, dar învață și partea asta de bune maniere, ceea ce cred că este cel mai important pentru că se pierd, s-au pierdut foarte mult de fapt și de multe ori dacă nu vine de la părinți, atunci măcar să vină de la aceste cursuri. Cred că ajută la... încrederea în sine, pentru că Alexandra nu a fost așa de la început. Deci n-a fost așa de la început, nu? Era timidă? Alexandra a fost exact genul acela de copil la grădiniță, care stătea singur în colțișorul ei, nu socializa cu nimeni. Dar... Și în cât timp, uite, ai observat această schimbare la ea? După fix un an. După un an? Da. Cred că a ajutat-o, exact. A coincis foarte mult, a coincis perioada în care a început să studieze pianul, apoi partea asta cu modelingul, bine, e mult spus la 3 ani modeling, dar bănuiesc că a ajutat-o puțin câte puțin. Expunerea, așa, da. Exact. Să ajungă, copilul care este astăzi, da. Dar bine, da, are multă experiență, a fost pe la multe concursuri și asta cu siguranță a ajutat-o foarte mult. Cu siguranță, dar vreau să-mi povestești și despre hăinuțele tale, da? Sunt hăinuțe create de tine, ceea ce port astăzi? Da, ce port în ziua aceasta, da, sunt... această ținută face parte din colecția Mazaro, o colecție creată de mine. Și dacă ați vrut să mă întrebați de ce am vrut să o creez, eu vreau să știu ce te inspiră, cum le creezi, la ce te gândești, ce piese sunt în colecția ta. Am vrut să aduc un nou stil pentru copii în industria modei. Și... Deci să vii cu ceva nou. Da, cu ceva nou. Și prin ce se caracterizează colecția ta? Apropo de stil, adică cu ce vii tu nou? Este o colecție sport, dar care are accesorii multe, cum ar fi agrafe, lănțișoare, șnururi. Din acestea, da, șnururi, din acestea. Și sunt combinate inedit, așa, adică e o colecție îndrăzneață, da? Da, da. Într-adevăr, toți avem șnururi pe acasă, dar nu ne-am gândit să le purtăm așa. De obicei se poartă la pantofi. Păi asta zic, da, dar tu ai avut, iată, ambiția și fascinația, așa, imaginația, să le pui acolo pe bluză și bine ai făcut, căci arată foarte sigur. Bine. Se inspiră și ea, ca și toți marii designeri, pentru că nimeni nu a inventat moda. E greu să mai inventezi, normal. De fapt, ceva, să vii cu ceva nou în mod. Normal. Se reinventează. Iar ea se inspiră ca... toți ceilalți. Ca toți, toți dar ceilalți. Aduce ceva personal al ei, ceva și copilăresc. Zi-mi dacă mai lucrezi și la o colecție pentru toamnă-iarnă. Asta e colecția de vară, nu? Da, am avut o colecție de iarnă. Așa. Care constă în blozane. Da. Acum, da, lucrăm pentru o colecție de toamnă, care sperăm să aducă la fel de mult
multe zâmbete pe chipul copiilor ca celelalte colecții. Cu siguranță. Ce mai faceți în vara aceasta? Aveți programate tot felul de lucruri, evenimente la care trebuie să ajungeți? În ceea ce privește pe ea, da. Are câteva evenimente la care trebuie să fie prezentă și o să îmbinăm munca mea cu munca ei, într-un fel. Trebuie să ne împărțim, să le facem pe toate. Da, într-adevăr, dar sunteți nedespărțite, așa? Da, acum mai mult ca niciodată. Cu siguranță. Da, suntem prietene foarte bune, mai ales că, așa cum am zis, ea e și mai evoluat un pic și îmi permit să vorbesc destul de multe cu ea. Uh-huh. Uite, vreau să te întreb așa, ce te-a învățat mami sau care este cel mai important sfat pe care l-ai primit de la mami? Mami îmi dă foarte multe sfaturi bune. Toate sunt foarte bune, adică nu pot să am unul cel mai bun, dar m-a învățat foarte multe și de aceea pot să zic că am o atitudine foarte frumoasă, sunt foarte politicoasă cu cei din jurul meu, nu am gelozii sau invidii sau din acestea, pentru că... Nici nu ți-ar face ție bine. Da, și la fel este și ea, este o... femeie în toată firea, pot să zic așa. Îți place de mami? Foarte mult. Ce admir cel mai mult la mami? Totul. Te-am emoționat? Eu știu ce. Știi lucrurile acestea. Da, bine, uneori mai îmi scapă și mă mai deranjează sau mă supără, dar chiar și ieri mi-a demonstrat din nou că are o părere foarte bună despre mine ca om. Înseamnă și că... sper să o inspir așa, adică... îmi doresc să iasă din ea un om bun. Înseamnă că faci o treabă de minune și continuă să investești așa ca și până acum, pentru că Alexandra cu siguranță va ajunge departe la cât de talentată este. Îți urăm succes mai departe. Mulțumesc. Să faci tot ce trece prin cap. The sky Mulțumesc is the limit, mult. Știi cum se zice, da? Da. Și să mai veniți pe la noi aici între prieteni. Cu drag, sigur, cu drag. Mulțumim tare mult. Mulțumim la fel. Se anunță distracție pe cinste weekendul acesta în Comarnic, așa că trageți o fugă până la Festivalul Drapelului, ce va avea loc la Poalele Muntelui Pleșuva, unde a fost acolo prima arborare a tricolorului în 1839. Actorul Gabriel Fătu va fi și el acolo, responsabil, cu bună dispoziție și o să ne povestească chiar acum mai multe. Este în direct cu noi prin Skype. Bine te-am găsit, Gabi! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Chiar mă gândeam, zic, sper să am timp și voi să aveți loc să ne putem... întâlni zilele păi acestea, nu ne sincronizăm noi, Gabi, despre acest întotdeauna. Mare festival. Sper că va fi ceva așa grandios cu rezultate scontate, cum ne-am propus. Voiam înainte de toate să o felicit pe Alexandra, că m-am uitat la momentul vostru și m-a emoționat și, după cum știți, am și o fetiță care vineri împlinește 5 ani și mă gândeam, uite ce relație frumoasă mamă-fată și ce frumos este când există acea comunicare și acea legătură și când se implică și se susține și mi-ar plăcea și mine să aleagă fiica mea ceva, nu știu, un domeniu, să-i placă ceva, că deocamdată e la nimic, nu vrea nimic, doar să ne jucăm. Îți dai seama că o să descopere și ea la un moment dat ceva ce o să-i placă și cu siguranță mai e puțin de așteptat. Dar poate vii până odată cu ea aici. A stat la partea domnului ministru, l-a văzut pe tot, fără să iasă, fără să deranjeze, fără... așa. Îi place, am văzut tot repertoriul de la Țăndărică și de la Sala Dale și pe la alte teatre de copii. Așa văd că îi place, am fost și la operă și la opera comică pentru copii, dar n-a zis niciodată aș vrea să fiu actriță. Mi-a zis, tata, eu vreau să fiu cântăreață. Deși ea dansează, are un ritm, e așa, mă uit și mă... Are, deci tot pe partea artistică se duce, vezi? Da, are ceva, să vedem. Ce vrea copilul, noi o susținem. Așa este, Gabi, păi când ai plăcerea, te așteptăm cu drag și cu micuța aici să o cunoaștem și să povestim mai multe împreună, ar fi frumos. Da, chiar vineri spuneam că ea face 5 ani și de ziua ei eu plec la copac. Mulțumesc, pentru că mă duc dimineață să iau tortul, să-i duc tortul la grădiniță, pentru că a cerut petrecere cu Ladybug și Mota Noir. Mi se pare normal. Cine știe, cunoaște. Sunt personaje din desene animate, atunci am i-a făcut un tort cu buburuză, vin personajele Ladybug și Mota Noir la grădiniță să se joace cu ei, iar eu mă duc de dimineață, îi duc tortul, îi duc un cadou și trebuie să plec la Comarnic pentru că începe acel festival. Hai să trebuie povestim, să ne zici acolo ce surprize ne așteaptă la festival. Am văzut că sunteți documentați și informați că știți povestea. Mi-am făcut temele.
V-ați făcut temele. Chiar întreba cineva pe o postare, de ce la Comarnic? Pentru că acolo, în 1839, a fost arborat prima dată tricolorul românesc. Este ideea unui domn, Marin Mândrilă se numește, care este din București și are casă și la Comarnic. Este un om de afaceri, nu candidează la nimic, nu face politică și i-a venit această idee într-o zi, a zis, vreau să fac ceva pentru cei de la Comarnic, ai mei sunt acolo de 20 de ani. Mi-ar plăcea să facem un festival cu muzică, vara, în pădure și noi suntem prieteni de vreo 5 ani, în fiecare miercuri la ora 10, noi luăm micul dejun împreună la dânsul la hotel. Și a zis, uite, aș face un festival cu drapelul. Și atunci ne-am tot consultat așa câteva luni, în fiecare miercuri la micul dejun, mai dezbăteam și problema festivalului și într-un final am ajuns la concluzia că vrea să facă un weekend întreg, adică 3 zile, să fie acest festival al drapelului. Începe vineri pe la ora 14 și se va termina duminică seara. Asta înseamnă că vineri, de fapt, scena este deja montată, pentru că va fi în localitatea Comarnic, undeva pe un platou, în pădure, deci la iarbă verde. Va fi cu intrare liberă, trebuie să știți că dacă sunteți în drum spre Sinaia și cum veți sta în aglomerația aceea... Păi mai bine coborâm, nu, din coloană și venim la festival, să nu perfect. Ne pierdem timpul. Coborâți, veniți, ascultați un artist, doi, că sigur veți prinde mașina cu care mergeți, că nu se va deplasa prea mult. Gabi, dar nu mai plecăm dacă o să coborâm. Trebuie să știți că vor fi acolo amplasate din astea, să le spunem magazine, dar nu sunt magazine. Corturi, să le zicem așa, sau da. Da, cu bere, cu mâncare, cu înghețată, cu ape, sucuri, adică dacă stăm pe acolo prin pădure la aer curat. Uh-huh. Și pe acea scenă vom începe vineri, pe la ora 18. Uh-huh. Noi începem pregătirile și, cum am zis, noi să facem gălăgie de pe la ora 14. Și primul care deschide acest festival este Ionuț Dolănescu. Pe urmă va fi doamna Elena Merișoreanu, vor fi foarte multe trupe și foarte mulți artiști locali, iar sâmbătă dimineața vom începe probabil cu formația Alesis, iar la ora 12 va fi momentul oficial când vom arbora din nou drapelul, vom transmite cu drone, vor fi cei de la jandarmerie care se vor duce pe muntele Pleșuva și vor arbora drapelul. Nicolae Voiculeț va fi la momentul oficial celebrul naist care va interpreta imnul României și va veni cu orchestra și va face un moment artistic de cel puțin o oră. Pe urmă, filarmonica de la Ploiești, la fel, vine cu dansatori, cântăreți, va fi un moment inedit. Iar după amiază, printre artiștii locali pe care primăria Comarnic îi susține și îi promovează, la un moment dat va fi doamna Irina Loghin, iar seara se va încheia apoteotic cu Crina Matei. Uh-huh. După o zi lungă, va urma ziua de duminică, ultima zi, când la fel vom avea după Alesis, artiști locali, vom avea la prânz Paul Lucio Fuego, iar după amiază, la fel, vom încheia apoteotic cu Ozana Baravancea. Uh-huh. Muzică patriotică, a scris și o poezie pe care ne-a promis că în premieră o va recita la Festivalul Drapelului. Și să sperăm că vor fi 3 zile de distracție și voie bună, pentru că, după cum știți, oamenii au nevoie să iasă, au nevoie să mai socializeze, pentru că am stat atât de mult închiși în case, n-am avut voie să ne exprimăm noi ca artiști, iar acum iată că a venit momentul să ne reîntoarcem la viață. Așa este, să ne bucurăm de voi. Este un line-up de excepție al festivalului. Sunt, iată, atâția și atâția artiști consacrați acolo, așa că eu sunt sigură că va fi un succes. Și Gabi, vreau să te întreb, ce mai urmează după festival pentru tine? Te mai vedem jucând? Da, chiar luni mă întorc de la Comarnic, probabil luni dimineața sau pe la prânz. Pentru că seara, de la ora 20, la Teatrul Național, sala Ion Caramitru, avem cea mai nouă producție și cea mai grandioasă producție a noastră, a teatrului principal. Suntem un teatru independent, jucăm la Teatrul Național, închiriem sala de suntem găzduit, cu celebrul spectacol, Gaitele, care este în regia lui Gelu Colceac. O distribuție de zile mari, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Adriana Zandafir, Cinea Rogi, Manuela Cărăbor, Ionut Ciocea,
e lungă distribuția, ca așa se spiritesc, sunt 15 personaje. Deci dacă n-apucăm să venim la Comarnic acolo, putem să ne bucurăm de talentul tău și al colegilor de scenă luni, da? În Gaițele. Și mai urmează ceva pentru vara aceasta, se anunță plină de evenimente, uite, așa cum spuneai. Da, nu, noi nu închidem stagiunea. Marți, de exemplu, avem tot Gaițele la Târgoviște. Pe urmă, pe 5 iulie, avem din nou la TNB. Și e posibil, acum suntem în niște discuții sau negocieri tratative. Poate vom juca la mare. E acolo un teatru de vară și sunt acum mai multe discuții. Poate vom juca spectacolele pe care le avem noi în repertoriu. O noapte furtunoasă, Dale Carnavalului, Barza Domnului Ministru, Gaițele. Să vedem acum dacă ne iese. Totodată sunt și teatre de vară prin țară. De exemplu, au teatru de vară la Caracal, unde am jucat de curând în festival. Au un teatru de vară pe la Severin. Și mai sunt teatre de vară și dacă sunt puse la punct, am putea juca. Așa cum am jucat, de exemplu, în pandemie, am fost obligați să jucăm afară și am jucat în teatru aici, la Herstău, la teatru de vară. Înțeleg că anul acesta l-au mai amenajat un pic și acolo era o problemă și înțeleg că s-au făcut niște investiții. Și e posibil ca vara aceasta să ne vedem din nou și în Herstău. Ar fi minunat. Trebuie să fiți aproape de noi, să stați cu ochii pe noi, cum și noi stăm cu ochii pe voi. Și totuși zic că sunt 3 zile de festival, măcar așa, o fugă până la Comarnică, faci o oră și un pic exact când începe aglomerația, te oprești și te bucuri de platoul acela super, că este pe un platou, s-a amenajat scena. Cred că au amenajat și o parcare, adică în cap și câteva sute de mașini. Noi sperăm și estimăm că vor veni în aceste 3 zile câteva mii de oameni. Chiar mai era nevoie de așa ceva. Și întreba oameni și câte biletul, de unde luăm, nu este cu bilet. Este doar un eveniment care trebuie sărbătorit așa cum se cuvine. Și iată că această idee a domnului Mândrilă, până la urmă, a luat contur. Este prima ediție. Să sperăm că va continua și de la anul viitor. Se va implica și primăria Comarnic mai mult, adică și financiar, că acum avem și sprijinul primăriei, dar așa cu logistică, adică scena, faza, și să fie bugetat, să devină un eveniment al orașului Comarnic și să devină un brand național, festivalul Drapelului. Da, cum să nu, ar fi minunat și să se creeze așa o recurență, cum să zice. Pe 24, da? După cum bine știți, sunt sigur că... E și ziua ei, exact. Și atunci coroborăm mai multe evenimente. Deci ziua fetei mele, ziua ei și lansăm acest festival al Drapelului. Putea să o cheme și Sânziana, știi că sunt și Sânziene, da, pe 24 iunie, da? De evenimente frumoase. O să fii ocupat, dar o să fii fericit și tătic mândru ești deja. Noi oricum aveam nevoie de așa ceva, de o asemenea energie din partea voastră, artiștilor, pentru că ne-a lipsit tare, tare mult și mă bucur că, uite, vara asta este plină de evenimente. Aceeași lipsa dragostei din partea spectatorilor noștri și acum ne bucurăm să ne avem din nou împreună. Așa este, Gabi. Îți mulțumim tare mult pentru că, uite, ți-ai făcut timp și ai intrat cu noi în direct. Știm că ești foarte ocupat. Să iasă totul ca la carte, să vină lumea, să vă distrați toți acolo, da? 3 zile și 3 nopți la Comarnic. Să ne rugăm la Doamne, Doamne, să avem și vreme bună, că dacă avem și vreme bună, hai că vorbim noi, Gabi, să fie soare. Vorbiți acolo, da. Și te așteptăm cu mare, mare drag și aici între prieteni. Când ai timp? Mulțumesc! Îți mulțumim mult, te îmbrățișăm! Mulțumesc, așteptăm la Comarnic! Venim, îți mulțumim mult, Gabi! Mare drag! Iar, dragii mei, poate că n-ați fost atenți la ce v-am spus mai devreme. Avem 2 kg de înghețată de oferit. A început maratonul înghețate aici la Metropola TV. Dacă veniți până la ora 16, aveți toate șansele să ne luați înghețata, cele 2 kg de la Siviero Maria, gelato italiano minunat. Așa că nu mai stați pe gânduri și hai, veniți aici la Piața Presei, la strada Casa Presei Libere 1, la Metropola TV și de-abia așteptăm să vedem cine va fi fericitul sau fericita câștigătoare. Și până vă urniți voi de acasă cu mașina, cu trotineta sau pe jos, oricum ar fi, veniți și luați-ne kilogramele de înghețată. Vă oferim acum un material foarte interesant de la booktuberul nostru preferat, Roxana Brănișteanu. Cărți care au făcut-o să plângă. Hai să vedem!
Am eu așa o bănuială, cum că printre urmăritorii canalului meu de YouTube sunt și cititori care plâng la cărți și care adoră astfel de cărți. De aceea m-am decis să fac acest top cu 7 cărți. 7 dintre cele mai bune, pentru că eu plâng foarte mult la cărțile care cer lacrimi. Multe lacrimi. Haideți să vedeți topul meu și să-mi spuneți în comentarii dacă recunoașteți cărțile și dacă ați plâns. Încep topul cu un roman pe care l-am citit în urmă cu foarte mulți ani. Foarte, foarte mulți ani și din păcate nu l-am în bibliotecă, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Cui l-am împrumutat și de ce nu mi-ai adus Singur pe lume de Hector Malot. Fraților, am plâns la cartea asta. Dumnezeule, deci nu cred, de asta o și pun pe primul loc, pentru că este cartea la care am plâns cel mai și cel mai mult dintre toate cărțile citite până acum. Hector Malot. Hector Malot, un autor francez. Știți că mie îmi plac scriitorii francezi, am mai povestit despre ei prin vlogurile mele, dar Singur pe lume este singurul roman pe care l-am citit de la Malot. Și începe romanul direct și foarte, foarte, foarte puternic. Sunt un copil găsit. Este povestea lui Remy și Remy este chiar el, este spusă povestea chiar din perspectiva sa, la persoana întâi, care ne povestește viața lui de când este un copil găsit. Un copil care, orfan, ajunge în custodia soțului unei tușe, nu mai știu exact aici, v-am zis, sunt mulți ani de când am citit romanul, și îl ia în custodie să-l crească în speranța unei recompense care ar veni de la părinții copilului. Nu este Remy sau Singur pe lume, de fapt, romanul în sine, nu este unul pe care eu să-l fi citit în copilărie. Pentru că, nu știu, pe de altă parte mă bucur, cred că m-ar fi deprimat foarte tare, v-am zis, dacă adult fiind am plâns atât de tare și m-a cutremurat și acum cred că am pielea de găină dacă ridic bluza asta de pe mine. Nu știu dacă aș recomanda unui copil. Aș recomanda o în adolescență mai degrabă și mai târziu, dar nu în copilărie. Nu știu, e foarte, foarte tristă, e incredibil de tristă povestea acestui copil al lui Remy, care pare să fie blestemat. De-aia se și numește Singur pe lume, pentru că pare blestemul vieții sale. Este părăsit de absolut toți oamenii pe care îi întâlnește în viață. De toți oamenii. Singur pe lume. Toți rămânem, la un moment dat, singuri. Dar copilul ăsta, tânărul ăsta, e ceva, v-am zis, emoționant. Următoarea carte este una pe care o și am în bibliotecă, din fericire. Flori pentru Algernon. Așa cum știți, această cărticică are un vlog pe canalul meu de YouTube. Îl găsiți aici dacă dați o căutare, dar am să și las eu linkul în descriere dacă vreți să știți mai multe. Pentru că nu vreau să intru foarte mult în detalii, nici la prima carte n-am povestit foarte multe, doar vi le prezint așa pe scurt, cât să vă facă curioși dacă încă nu le-ați citit. Și dacă vreți mai multe, bineînțeles, cum spuneam, pe asta o găsiți în vlogul respectiv, dacă veți dori să-l vedeți. E o cărticică care se citește destul de repede. Are, nu știu, nici nu contează câte pagini, aproape 300 de pagini, dar e micuță, după cum vedeți, 270. Dar e foarte puternic mesajul și foarte impresionantă. Dacă ați citit-o, știți despre ce vorbesc aici. Este povestea lui Charlie, care se naște cu un retard, este respins de familie, de mamă, și ajunge... Dar nu, că dacă vă spun treaba asta, e un spoiler prea mare din carte și nu s-ar potrivi. Citiți mai bine cartea și mergeți la vlogul cu pricina, ca să nu mai povestesc eu aici, că ăsta nu e un vlog în care să povestesc cărțile sau să vă dau spoilere. Următoarea carte la care am plâns enorm, enorm la carte, dar și la filmul care s-a făcut după această carte și l-avem pe Gerard Butler pe copertă, P.S. I Love. Este cartea despre care eu am mai povestit în alte vloguri, mai anul trecut, așa, dacă nu greșesc. Cam în foarte multe vloguri am inclus, după cum știți, sunt fan al Cecily Ahern, nu mă dezic de asta, sau eram, pentru că n-am mai citit de mult o carte de ale acestei romanciere și cred că ar trebui să revin ca să-mi dau seama dacă mai îmi place și dacă mai sunt fanul ei. Da, P.S. I Love este povestea lui Holly și Jerry, care formau cuplul perfect. Până când, și aici, atenție, vă dau un spoiler, dar vi-l dau pentru că se întâmplă foarte brusc, foarte brutal, chiar încă de la începutul cărții, încă de la începutul filmului, când
Jerry moare, își pierde viața, iar ea, Holly, este nevoită să trăiască fără el, să învețe să trăiască fără de cel care o făcea fericită zi de zi în orice moment al zilei. Cutremurătoare povestea. O să vă placă. Dacă n-ați ajuns până acum la Cecilia Ahern, recomand să începeți cu această carte. Eu cred și o spun cu tărie că o să vă placă această carte. Chiar dacă nu sunteți mari iubitori de romansuri, să zicem, eu am citit-o pe Ahern în perioada în care citeam și mâncam pe pâine, dacă pot să spun așa, romansuri. Pentru cine este mai vechiuț aici, pe canalul meu de YouTube, ar trebui să știe ce carte ar trebui să urmeze în acest top sau ce cărți mai am pe listă în acest top. Una dintre ele este, are vlog, bineînțeles, Castelul de Sticlă, povestea la care Dumnezeule aici. Nu am cuvinte să spun cât de mult am plâns, singura problemă, să zic așa, și știți că spun că e o problemă de fiecare dată când mi se întâmplă treaba asta, ca de obicei se întâmplă sau s-a întâmplat și aici, să văd întâi filmul și apoi să citesc cartea Castelul de Sticlă, care este bazat pe povestea reală a autoarei Janet Walls. Dacă n-ați citit cartea, nu vă grăbiți să vedeți filmul, citiți întâi cartea, pentru că nu se respectă în totalitate tot ce se petrece. Ei s-au scos foarte, foarte multe scene care s-au întâmplat în carte și foarte bune. Adică asta e problema, că mai bine renunțai la altele. Însă nu știu, a fost ok și cum a gândit-o regizorul, mai zis că a fost foarte bine construită, actorii foarte buni, actrița principală foarte bine, Janet Walls, foarte, foarte bine a interpretat actrița, dar să rămân la carte, să nu plec departe de ei. Spuneam, este povestea ei de viață, care are, Janet Walls are curajul să spună ce se petrece în familia sa și cum a crescut, ce copilărie a avut, cum au fost frații, cum au crescut, cum au fost părinții. Emoționantă, foarte, foarte, și traumele astea să poți vorbi în scris despre ele, să le știe o lume întreagă, să ajungă, ia uite, bestseller în New York Times, de 8 ani încă bestseller. Carte extraordinară, mare, mare recomandare din partea mea dacă n-ați ajuns la ea. Bineînțeles că nu avea cum să iasă Drumeș în afara acestui top, nu avea cum să nu facă parte din acest top. Întotdeauna am să-l recomand, așa cum ați mai văzut în alte vloguri, Mihail Drumeș cu Scrisoarea de Dragoste. Toate cărțile sale, toate romanele pe care eu le-am citit sunt emoționante, pentru mine cel puțin, dar Scrisoarea de Dragoste mi-a plăcut, mi-a plăcut cel mai tare. Scrisoarea de Dragoste și Invitația la Vals. Aici e o mică confuzie că unul dintre titluri are și acel este articol. Substantivul, subiectul. Scrisoare de Dragoste. Scrisoare de Dragoste este povestea dintre Dinu Gherghel și Andra Brădeanu. Știți că am mai povestit aici, e vorba de goana după avere, după bani și dragostea. Care dintre ele câștigă? Banii sau iubirea? Cum a scris Drumeș? Recomand dacă n-ați citit până acum. Eu sper din suflet că de când mă urmăriți, dacă mă urmăriți de mai mult timp și sunteți de mai multă vreme pe aici, să fi ajuns să-l citiți pe Drumeș, că prea am povestit cu atâta patos în toate vlogurile aproape despre el. Și știu că mulți dintre voi mi-ați scris mesaje pe Instagram și vă mulțumesc că reveniți cu feedback. Vă rog în continuare să o faceți. Mă ajută foarte tare să știu că și eu fac aceste vloguri cu un scop și că ajung în inimile și în sufletele voastre. Spuneți-mi dacă ați citit Scrisoare de Dragoste. Așa cum v-am obișnuit, dacă este miercuri, atunci este timpul pentru anatomia relațiilor. Uite așa, să punem lupa pe ele, să le disecăm și să învățăm lucruri noi. De la cine? De la prietena emisiunii noastre, Gabriela Saula. Este coach și este fondatorul Călătoriei Divorțului și al Academiei Post-Divorț. Ei, și despre ce vom discuta noi astăzi? Despre despărțiri și mai ales cum știm că ne-am revenit după o despărțire, pentru că sunt tot felul de etape prin care trebuie să trecem și să ieșim la final puternici. Bine te-am găsit, Gabi! Bine m-am regăsit! Așa, este greu cu despărțirile, dar cred că ne face bine, știi, să trecem prin asta, să ne călim, să învățăm lucruri despre noi și despre ceilalți și să privim așa viitorul încrezător. Cred că dacă ne gândim la relații în ziua de astăzi, spre deosebire de cum erau învățați părinții și bunicii noștri, că te-ai căsătorit și vei rămâne în acea relație până ce moartea te va despărți, și așa era. Da. Acum americanii spun că într-o viață de om de 70-80 de ani cât trăim în ziua de astăzi și în ritmurile noastre, vom avea cam 2-3 relații semnificative, nu doar una. Deci trebuie să avem în calcul și faptul că la un moment dat anumite relații se vor încheia. Și dacă se încheie, e bine să știm ce se întâmplă atunci când se încheie și cum să o facem în modul cel mai sănătos și cel mai corect. Iar ca să facem lucrul ăsta, întrebăm specialiștii. Deci oamenii care de asta fac și văd ce se întâmplă cu clienții mei,
Avem nevoie să ne vindecăm la 4 niveluri. Avem nevoie să ne vindecăm la nivel fizic. Și o iau așa, de la ușor la mai complicat. La nivel mental, la nivel emoțional și la nivel energetic, să spunem. Și acum să le apărând să spun ce înseamnă fiecare. Fizic, când ne despărțim de cineva drag, de cineva lângă care am stat mult timp, cu care am făcut oarecare codependență, pentru că o relație, dacă este foarte apropiată, la un moment dat creează o astfel de sutură. În clipa în care această relație se rupe, noi o simțim organic. Organic, de multe ori simțim ca o durere în piept. Și am clienți care mi-au spus că în clipa în care au citit un mesaj sau au aflat o veste, au simțit durerea ca o gheară în piept, ca la infarctul miocardic. Iar cardiologii au descoperit că acest heartbreak se simte, într-adevăr, și se comportă ca un infarct. Sigur, nu o să mergem să ne tratăm de inimă, însă trebuie să înțelegem că în perioada despărțirii, o perioadă de câteva săptămâni din momentul în care am aflat sau am decis, vom fi un pic altfel din punct de vedere fizic. Și trebuie să ne tratăm cu mai multă, știu eu, indulgență. Blândețe, așa, da. Blândețe. Uh-huh. Să ne considerăm bolnavi. Și avem nevoie, poate, să stăm mai mult în pat, să mai plângem, să mai bem un ceai, să mai aibă cineva grijă de noi, deci să nu tragem atunci de noi și uite, toate proiectele. Uite, ceva important aici, să-ți dai voie să plângi. Mulți fac așa pe duri și spun că, ce, nu m-a afectat, eu trec mai departe, uite așa, ușor. Deci eu de multe ori compar divorțul, pentru că vorbesc de divorț, cu un picior rupt. Și spun, dacă ți-ai rupe piciorul, ai țopăi în el și ai spune, pe mine nu mă doare, doar dacă vrei să fii super erou, dar nu știu cui ajută lucrul ăsta. Cel mai sfânt este să spui, sufăr, ajută-mă. Deci lucrul acesta la nivel fizic trebuie să-l vedem ca niște doctori și dacă omul a trecut printr-o despărțire, să știm că o perioadă are nevoie de un pic de liniștire. De apoi, la nivel mental, eu trebuie să înțeleg ce mi se întâmplă. Pentru că dacă nu înțeleg cu creierul meu prin ce o să trec, atunci emoțiile tind să mă copleșească. Și până ajung la emoții, hai să mă gândesc la nivelul minții mele ce ar trebui să știu. Și ar trebui să știu că o despărțire implică o perioadă în care voi trece printr-un doliu, se numește doliu de pierdere. Psihologii spun că o despărțire de cineva drag e cea mai mare traumă după pierderea cuiva drag prin deces. Deci, practic, e o traumă puternică. Și voi trece prin 5 etape în acest doliu, pe care, dacă le cunosc, știu cum să mă adaptez la ele. Iar cele 5 etape o să-ți le enumăr și, dacă vrei, eventual pot să spun și cum le-am văzut la clienții mei. Da. Sunt foarte evidente. Prima etapă este negarea. Negarea e atunci când aflu, de exemplu, că mi se apropie despărțirea, dar nu vreau să cred asta. Și spun, nu cred că mi se întâmplă mie. Deși eu știu, parcă presim că se apropie, că dau seama. Am și o senzorii mei, radarul meu. Dar cum facem, pentru că noi nu putem să absorbim din prima grozăvie acestei vești, o ascundem. Și îți dau un exemplu, o clientă mi-a povestit, a găsit un mesaj în telefonul soțului ei, de la altcineva, doamnă, da. S-a făcut că nu l-a văzut și n-a vorbit cu nimeni câteva luni de zile, nici cu cea mai bună prietenă despre lucrul ăsta. Și când am întrebat-o, dar de ce n-ai vorbit cu prietena ta despre acest lucru? A conștientizat că vorbind, acest aspect ar fi fost material. Întărește ceea ce a văzut, da. Și ar fi fost real. Pe când așa a zis, poate mi s-a părut. Și cumva creierul a acoperit această informație și a zis, mi s-a părut. După două zile era convinsă că i s-a părut. Deci facem lucrul ăsta pentru că nu putem din prima să gestionăm... Da, e un mecanism de apărare. De apărare a creierului, da. După care vine o zi în care ceva se întâmplă și această negare încetează. Și cineva îți spune clar, sau vine fostul și, sau actualul și spune, eu vreau să plec. Măi, tu înțelegi aici? Da. Nu se mai câte poate? Câte mesaje să mai citești? Da? Și atunci ieși din starea de negare și intri în următoarea stare, care este furia. Furia la divorț este foarte puternică. Acolo se vede ceva din caracterul fiecăruia. Să știi că acolo apar și caractere pe care nici măcar nu le intuiai. Deci oameni foarte calmi devin extrem de furioși în perioada divorțului. Psihologii spun, dau și exemplu acesta, dacă mergi la mașina și îl vezi pe fostul tău soț cu iubita la un picnic, treci cu mașina peste el. Clar, da. Și treci de două ori ca să fii sigură. Nivelezi să fii sigură și după aia nici nu văd de ce-o fi după aia. Păi da, pentru că te simți rănit, e normal, te simți respins. Crimele pasionale în această etapă de furie se întâmplă. De ce e important să știm lucrul ăsta? În primul rând, când vom fi copleșiți de această furie, vine un tsunami de emoție pe tine, zici, ce e asta? Se pare că e ceva normal, am nebunit. N-ai nebunit, pur și simplu treci într-o etapă pe care psihologii deja au studiat-o. În al doilea rând, trebuie să știi că această furie trebuie gestionată.
trebuie să o scoți, pentru că dacă o ții în tine și o pachetezi acolo, într-o bună zi o să... un vulcan o să fie, da. Faci implozie și duce pe organe. Da. Deci tu trebuie să o scoți. Însă ideal ar fi să o scoți într-un mod controlat. Te duci, țipi în pădure, hai, la volan, un pic, mai țipi un pic, alergi, mai. Bați sacul de box, tragi de fiare, ce, orice, dar nu țipi la copii, nu țipi la șefi, nu țipi la colegi, că ei n-au nicio vină. Deci la furie așa se întâmplă. Următoarea etapă, după ce trece furia, se mai estompează furia, începi să te gândești, dar dacă aș fi putut să fac totuși ceva diferit? Și intrăm în negociere, în care încerc să mai dau un telefon, mai trimit un mesaj cu o melodie drăguță, mai fac lucruri, mai schimb părul și mă așez să mă vadă. Astea sunt mici gesturi care mi-arată mie că persoana respectivă mai dă o șansă. El mai trimite un buchet de flori de ziua ei, de ziua copilului, deci gesturi drăguțe care arată că oamenii ar mai vrea să încerce. În general nu prea iese mare lucru din povestea asta și trec în a patra etapă, care este depresia. Depresia când pur și simplu zici, gata, lăsați-mă, vreau să-mi plâng de milă, am încercat de toate. Da. Da? Iar ultima etapă după depresie este acceptarea. Deci, practic, noi când ne despărțim, va trebui, vrând nevrând, cât am fi de supereroi, trecem prin etapele astea. Și noi, și partenerii, și copiii. Deci, cumva, etapele astea trebuie să le cunoaștem. Da, doar că unii trec mai mult sau mai puțin. Acum depinde de ce anume. Deci de trecut trecem cu toții și cel care, de exemplu, a părăsit pentru că e cu cineva, găsit pe altcineva și tot trece, pentru că emoțiile acestea sunt emoțiile de pierdere a ceva ce a fost. Chiar dacă eu între timp am găsit altceva care mi se pare că e mai bun, tot am pierdut ceva. Și atunci sistemul meu va reacționa prin aceste etape. Poate mai estompate, poate susținute de actualul partener, însă eu voi depăși prin aceste etape. Deci dacă eu știu mental lucrurile astea, deja când am stările astea, nu mă mai sperii și zic, aha, sunt aici. Sunt aici și pot să le gestionez. Și o să fac o paranteză. Eu am și o veste bună, că începând de în această vară am redeschis întâlnirile live și avem întâlniri live în București. Cine vrea să vină și să povestim despre aceste etape, le fac cu mare drag și aștept pe oamenii din București. Dar să ne întoarcem ce facem la următoarea etapă emoțională. Deci mental am înțeles unde sunt, emoțional ce fac. Pentru că sunt emoții. E o energie acolo, un vulcan. Poți să lase să-i stompeze și să zic, timpul le rezolvă pe toate. Însă timp durează mult, doare tare, pierzi mult timp, riscul e să intri într-o resemnare. Sau, ghidat, tu poți să alchimizezi acele emoții într-o energie de creștere. Și ăsta este marele secret al relațiilor, pentru că tu dacă faci bine procesul ăsta, următoarea relație în care o să intri o să fii la următorul nivel. Pentru că nimeni din cei care au ieșit dintr-o relație n-au spus caut un partener exact la fel ca cel pe care l-am lăsat. Clar, că vor altceva. Vreau unul mai bun. Vreau unul care să-mi aducă lucruri și mai și. E, atunci ia această energie pe care oricum o ai și du-o către creșterea ta. Începe atunci să investești în a vedea cine ești, a face transformări personale. Deci poți să faci asta și ai energie, oricum o ai. Deci asta la nivel emoțional, dacă ne prindem și facem procesul ăsta corect, și scurtăm timpul și la un moment dat spunem, ok, dacă din tot rău ceva e și bun. Iar ultimul nivel, cel energetic, spiritual, să-i spunem, trebuie să înțelegem că în clipa în care ne despărțim de cineva, vibrația noastră este destul de scăzută. Și avem nevoie de energie. Avem nevoie de o energie proaspătă, o energie pozitivă. Și atunci un lucru bun pe care îl putem face este să ne înconjurăm de oameni noi. De asta, de exemplu, la grupurile mele de suport, oamenii sunt atât încântați pentru că e o energie care se amestecă, vine cu energia mea și atunci se simte că după fiecare ședință oamenii sunt mai ridicați. Okay. Deci toate aceste lucruri trebuie luate în calcul și la finalul călătoriei vom deveni versiunea noastră V2. Deci nu e cea dinainte de căsătorie, nu e cea din timpul căsătoriei, ci e o altă versiune, care e una frumoasă. Dar uite, sunt persoane care spun că la următoarea relație nu o să mai sufăr la fel precum am suferit după ce am trecut prin toate aceste etape, sau la următoarea relație poate nu o să mai iubesc atât de profund precum am iubit anterior? Toate aceste declarații sunt făcute în clipa în care încă ți este frică. Și încă ți este frică când încă nu te-ai prins ce aveai de învățat din această despărțire. Deci mulți trec prin despărțire ca, știu, rața prin baltă sau gâsca prin baltă. Însă cei care fac procesele astea de creștere își dau seama la un moment dat că o despărțire e o despărțire. Dacă tu, în relația respectivă, nu te-ai pierdut pe tine. Pentru că ce se întâmplă în clipa în care tu nu ești foarte bine cu tine, tinzi să te lași pe partener.
Iar când partenerul pleacă, tu ești într-un dezechilibru și iarăși o iei de la capăt cu durere, cu reechilibrare, cu plânsete, cu... Dar dacă tu după prima despărțire ți-ai dat seama că eu vreau să fiu o persoană cu identitate, cu valorile mele, cu cine sunt eu, iar în următoarea relație voi intra, dar voi fi lângă partener, nu așa cu partenerul, ci umăr la umăr, atunci chiar dacă partenerul pleacă, sigur că nu mă lasă rece, mă doare, și, dar nu mai e o frică că o să plece și eu o să rămân din nou sfâșia de durere, pentru că nu o să mai fie așa. Iar primul semn că ne-am revenit după o despărțire, care este? Ne dăm seama că ne gândim mai rar la fostul, poate chiar deloc. Ne dăm seama că începem să ne deschidem către alte oportunități sau posibilități. Începem să vedem că în jurul nostru este un alt anturaj decât cel care a fost înainte, pentru că face parte din tabloul de schimbare. Starea noastră, dacă o facem și dacă facem și procesul de creștere, este din ce în ce mai bună și practic cumva, iar finalul, când îmi dau seama că oamenii într-adevăr au trecut de acea etapă, când spun cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat a fost această despărțire. Uh-huh. Pentru că de multe ori, într-adevăr, e un lucru bun pentru că ne ducem către următorul prag, următorul nivel de creștere. Dar uite, s-a întâmplat ca oamenii să se despartă iubindu-se, încă iubindu-se. Se întâmplă... Din cazurile tale. Acum, iubirea e greu de separat, iubirea de dependență. E greu de gestionat o despărțire în acel moment, când poate realizezi că nu mai poți să fii cu respectivul, dar vă iubiți, nu știu. Chiar acum am în grupurile mele, sunt două cazuri în care oamenii n-au motivele ale să se despartă. În schimb, atât de orgolioși, încât n-au ajuns la o cale în care să treacă de acel orgoliu și să ajungă la intimitatea sufletelor. Clar, și unul și celălalt, ca să poată să treacă la următoarea relație, și poate fi următoarea relație tot ei, dar așa, ei trebuie să fie versiunile V2 de care spuneam, da? Ei trebuie să scape de toate lucrurile care au împiedicat în prima relație, pentru că dacă ele rămân acolo, n-o să facă nimic. Peste un an sau peste 3 luni sau peste cât o fi, ajung fix în același punct. Uh-huh. Deci, dacă există iubire între cei doi, atunci și unul și celălalt va dori să lucreze pentru transformarea lor, în așa fel încât relația să meargă. Uh-huh. Dacă e doar dependență, atunci la un moment dat se simte nevoia să scap de dependența aia. Uh-huh. Gabi, îți mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi, foarte interesantă ca de obicei, și te așteptăm cu drag și data viitoare să ne mai întâlnim, să mai povestim, să vedem ce mai aflăm nou. Mulțumim frumos, Gabi! Vă mulțumesc, dragilor, că ați stat alături de noi, mulțumesc, Zonia, pentru vestimentație. Suntem și mâine aici de la ora 14, stăm 2 ore frumoase împreună, așa cum v-am obișnuit, până la ora 16, când vine Oana Constantin la Dincolo de ceea ce știm. Nu uitați să zâmbiți!